The time went by so fast. A trecut timpul atât de repede. And now we are already at our last presentation. Și ne aflăm deja la ultima noastră prezentare. About a movement of prophecy. Studiem despre o mișcare profetică. And tonight our focus will be on standing firm when everything moves. Iar în seara aceasta ne vom concentra și vom vedea cum putem să rămânem în picioare atunci când totul în jurul nostru se clatină. At the end of this conference, la sfârșitul acestei întâlniri, and the blessed hours that we shared together, și la sfârșitul timpului acesta binecuvântat pe care îl vom fi petrecut împreună, studying God's word, studiind din cuvântul lui Dumnezeu, there is a question that remains in this tent. Va rămâne o întrebare care se va pune în acest cort. What will be the practical implications of what we have heard and learned? Care vor fi implicațiile practice pentru lucrurile pe care le-am învățat, pe care le-am auzit? Somebody asked me, you talked about the Holy Spirit and receiving the Holy Spirit. How shall we receive the Holy Spirit? M-a întrebat cineva, bun, ați vorbit despre Duhul Sfânt, dar cum putem să-l primim? And we will come to this point. Vom ajunge și la acest punct. But first we want to focus on something else. Însă aș vrea înainte să ne concentrăm pe un alt lucru. As messengers, ambassadors of Christ, as God's children, ca mesageri ai lui Dumnezeu, în calitate de copii ai lui, we are living today in a world that is constantly striving for something new. Trăim într-o lume care mereu caută să găsească ceva nou. Everything has to change, and you see everything. If it's new, after a short while, it will be changed and there will be something new. Totul este în schimbare și observați ce se întâmplă. Când un lucru nou apare, durează un pic, se învechește și trebuie ca altceva să apară. Changes take place in such a rush and speed that you cannot cope with it. Schimbarea are loc cu așa repeziciune încât nu-i putem face față. You buy a PC or a laptop. Cumperi un computer sau un laptop. With the newest and the most timely hardware. And after a short while, it's an old machine. Un computer care are cele mai noi, cele mai moderne caracteristici, însă trece un timp și devine obișnuit. Everything that is new, brand new today, is in a short time it's counted as this is outdated. Apare un lucru nou-nouț, însă după foarte puțin timp deja este socotit ca fiind învechit. And you may not really recognize it, but especially young people are in the danger of getting into the trap to think they always must look for something new. Poate nu veți recunoaște mereu acest lucru, însă în special tinerii pot să cadă ușor în această capcană de a căuta mereu și mereu altceva, ceva nou. I noticed this especially when it comes to smartphones. Am observat lucrul acesta mai ales când vine vorba despre smartphone-uri. You have a smartphone, you have a contract with a company. Ai un smartphone, ai un contract cu o companie. Or for one or two years. Pentru unul sau doi ani. And sometimes people change their smartphones even after half a year, one year, because they think, oh, my smartphone is already old. Însă sunt oameni care își schimbă telefonul la jumătate de an sau după un an pentru că zic, deja este învechit, am nevoie de unul nou. A better one. Unul mai bun. Faster one. Care să funcționeze mai repede, să fie mai puternic. More pixels to see more clearly. Să aibă o rezoluție mai bună, să văd imaginile mai clar. So, in our time, I recognize that more and more people, our society, we think that something that changes is good because it changes. Observ trendul acesta în societatea în care trăim în aceste vremuri, faptul că schimbarea este în sine considerată a fi ceva bun. Un lucru este bun pentru că este în schimbare. We are living in a society where development towards forward development is always good because we develop.
trăim într-o societate în care dezvoltarea este mereu un lucru bun. Ne aflăm în creștere, ne dezvoltăm. And there is a magic word in our society for selling this idea. În societatea noastră este un cuvânt magic, un cuvânt care ajută cumva la vinderea acestei idei. And this word is new. Iar cuvântul acesta este nou. Go to the supermarket. Puteți merge într-un supermarket, de exemplu. Every new article that comes to the supermarket says new formula. New. Fiecare articol nou care apare în supermarket trebuie promovat. You know, ceva nou, o formulă nouă. Even if he just buys some toothpaste. Și când vine vorba despre o pastă de dinți. You see with red capital letters new formula, new new taste or whatever. Putem să vedem de multe ori chiar și pe pastele de dinți aceste cuvinte, o formulă nouă sau un gust nou. Este nou. And actually this is psychology because the people who sell products, they know that people are not so much looking what is the content, is it good, is it healthy or whatever, they look whether it is new. Lucrul acesta are un background psihologic pentru că cei care vând știu că tu, în calitate de client, atunci când cumperi un lucru, nu te uiți neapărat pe conținut, pe ce are produsul respectiv, ci ești atras de ideea de nou. And don't think that you are not affected just because you are Christian. Și să nu credeți că pentru simplu fapt că sunteți creștini, nu sunteți afectați de acest lucru. We tend, this is deep, it's safe deep in our unconsciousness that something that is new must be good. E un concept foarte bine înrădăcinat în firea noastră, în conștiința noastră, care ne spune că un lucru nou este un lucru bun. These words new and change, they are sometimes like drugs. Cuvintele acestea nou și schimbare sunt ca un fel de droguri. And I found out that most articles where it's written new, the only new thing is it's smaller and more expensive. Și de multe ori am observat că în cazul foarte multor produse care par noi, singurul lucru nou sau singurul lucru diferit la ele este faptul că sunt mai mici și mai scumpe. And you know, there's another aspect we don't think about. Mai este un alt lucru la care nu ne gândim. Everybody wants to develop into the future somehow. We don't want to miss the trend. Vrem cu toții să fim la zi, să fim cumva în ton cu dezvoltarea, cu lucrurile, cu viața. Nu vrem cumva să pierdem vreun trend. We don't want to be left behind. Nu vrem să rămânem în urmă, să fim învechiți. When we clothe ourselves with dress. Atunci când ne luăm o rochie nouă. We don't want to dress like 20 years before. Nu vrem să ne îmbrăcăm așa cum o făceau bunicii noștri acum 20 de ani. And so on. There, you know, the ability to adapt to our time. Abilitatea de a ne adapta la perioada în care trăim. And to the change in our society. Și la schimbarea din societatea noastră. Experts say that this is the basis for our society, for our future. Spun experții că abilitatea aceasta reprezintă fundamentul societății viitorului nostru. We have to adapt to the developments. Este nevoie să ne adaptăm dezvoltării din jur. And without thinking about it, sometimes we do not know that this principle is actually in perfect harmony with Darwinism. Și fără să ne gândim prea mult la asta, aceste principii sunt într-o armonie desăvârșită cu darwinismul. Because the main principle in Darwinism, in evolution, is that everything that is behind us is somehow old, and in front of us, this is something developed, this is something improved. Principiul fundamental pe care se bazează darwinismul este că tot ceea ce este în urmă, tot ceea ce ține de trecut este învechit, este mai rău, și tot ceea ce ne așteaptă în viitor este bun, este de dorit, este mai bun. Of course, we are living among change and there is change. You just look in your mirror and you see after 2-3 years or 20 years, oh, you have changed. Și desigur trăim în mijlocul schimbării, putem să ne uităm în oglindă și să vedem în 2-3 30 de ani poate că ne-am schimbat.
Opinions change, our children change. Părerile se schimbă, copiii noștri se schimbă. Technology changes. Tehnologia se schimbă. And yeah, we got older. Hair color. Îmbătrânim, părul devine alb. It seems. Culoarea. So my point is, it seems that everything around us is somehow in change. Se pare că tot ceea ce se află în jurul nostru este într-o permanentă schimbare. But who would have thought 25 years ago? Dar cine s-ar fi gândit în urmă cu 25 de ani? That the time would come when you could marry your dog or your cat. Că va veni timpul când îți vei putea căsători câinele sau pisica. You may think that I'm joking. Poate credeți că este o glumă. But since 2006 it's possible in the United States. Însă în Statele Unite, începând cu anul 2006, lucrul acesta este posibil. You can marry your dog. Se oficiază căsnicii pentru câini. And if you would have told this somebody 25-30 years ago, he would say you are crazy, you are completely crazy. Dacă ai fi spus unui om acum 25 sau 30 de ani în urmă acest lucru, ar fi spus nu ești pe treaba ta. Men today are able to become to get babies. Bărbații în ziua de astăzi, prin diferite căi, pot să aibă copii. Modern medical technology has made it possible in the United States since a couple of months that it is possible to plant an embryo into the womb of a man so that the baby can grow in his body and then it will be given birth by cutting and getting the baby out. În urmă cu câteva luni s-a pus la punct o tehnologie prin care un embrion poate să fie însămânțat în trupul unui bărbat pentru ca după un timp, printr-o intervenție chirurgicală, copilașul să fie scos de acolo. So men, they become baby, they get babies and women, I saw women which have grown beards. Bărbații pot să aibă copii și am văzut femei care își lasă barbă. Children educate their parents. Copiii își educă părinții. And the world seems to get out of control. Și lumea pare ieșită din control. There's nothing right now in our society that does not change in the opposite direction as God has planned for us. Nu este un lucru în societatea noastră care să nu se schimbe, dar într-o direcție opusă de cum își dorește Dumnezeu. But because it is new, însă pentru că este nou, it must be somehow developing. It must be somehow good. Trebuie să reprezinte o dezvoltare, trebuie să reprezinte ceva bun. And you know, this striving for something new is maybe the cause of all these evil developments that we are facing right now in our society. Is the cause of this evil that we witness in our society. Și această căutare permanentă pentru ceva nou poate să stea la baza răului pe care vedem abundând în societatea noastră. And Paul was already confronted to this phenomenon. This is nothing new what we experience. Pavel deja era confruntat cu acest fenomen. Nu este ceva nou problema aceasta pe care o experimentăm. We can read this in Acts chapter 17. Putem să citim despre asta în Fapte capitolul 17. When he was in Athens in Greece. Pavel se afla în Grecia, în Atena. And you must know that Athens at the specific time was the trend-setting town in the world. Was it transcending? Trend-setting. Trend-setting. Another word for trend-setting? It was... Yes. Okay. Yeah, it was the city who gave the trend, how you look like, what you do, what you eat. It was the trend-setting town like London, New York, Paris today. În vremurile acelea, orașul acesta era orașul care stabilea trendul pentru societate, așa cum sunt astăzi New York-ul, Londra sau alte orașe moderne. And it says in chapter 17 from verse 19. Iar în capitolul 17, începând cu versetul 19. The population of Athens, it says, and they took him, Paul, and brought him to the Areopagus and spake. Ni se spune că oamenii din Atena l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis. Can we know what is this new doctrine?
putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? For thou bringest a new thing before our ears. Pentru că tu ne aduci ceva ciudat la auz. Now let us desire to know what it is. Am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta. Now in 21 you see what was the phenomenon. În versetul 21 vedem care era fenomenul. For all these people, the people who lived in Athens, even the strangers who were living with them had nothing else in their mind. And keep this in your mind, nothing else in their mind. It means this was the main principle of their mindset to look for something new. Versetul 21 spune căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou, iar în engleză apare ideea că nu era nimic altceva, nicio preocupare în mintea lor decât să caute în permanență ceva nou. And this Paul says here but to say and to hear something new. And I think they were very close to our society, or our society is very close what Paul experienced in his time. Cred că ceea ce a experimentat Pavel în vremea lui se apropie foarte mult de ceea ce trăim noi astăzi în societatea modernă. What do we have to say today as Seventh-day Adventist people in 2020 to a world that is constantly striving for something new, to hear something new, to see something new, to taste something new? Oare ce ar trebui să spunem ca Biserica Adventistă de ziua șaptea unei societăți care caută în permanență ceva nou? New light? O lumină nouă? New beliefs? Niște doctrine noi? New forms of worship? Niște forme noi de închinare? New worship music? O muzică diferită, nouă, pentru închinare? Maybe a new gospel? Sau poate o evanghelie nouă? Should our church, our movement, our prophetic movement, should we identify ourselves as trendsetters? Oare această biserică, această mișcare profetică, ar trebui să-și asume rolul acesta de formator de opinie? In order to be understood by the people of this society. Pentru a fi înțeleși de oamenii din societatea noastră? Somehow, yes. Să ne asumăm rolul acesta de a dat un trend? Because Deuteronomy chapter 28, într-un anumit sens, da. Și asta pentru că în Deuteronom capitolul 28, you know, this is the chapter where God says choose you between blessing and curse. Este un capitol în care Dumnezeu spune alegeți între binecuvântare și blestem. And there's this sentence where God says through Moses to the people, he says if you follow my commandments. Și aici apare acea propoziție în care Moise Dumnezeu le spune poporului, dacă păziți poruncile mele. You can read this from verse 9 and you do not depart neither to the right nor to the left. Începând de la versetul 9, și nu vă bateți nici la dreapta, nici la stânga. I will make you the head and not the tail. Vă voi face cap și nu coadă. So what is the difference between head and tail? Care e diferența între cap și coadă? The tail always follows the head. Coada întotdeauna va urma capul. And the head gives the direction. În timp ce capul este cel care oferă direcția. So the picture is very clear what has God in his plan with his people. Imaginea este foarte clară și înțelegem foarte bine ceea ce își dorește Dumnezeu, care este planul lui cu poporul său. In order to have an impact on this society. Pentru a avea un impact în societatea aceasta, God expects from you to be the head, not the tail. Dumnezeu așteaptă ca noi să fim capul și nu coada. He wants you to be the pace setters in this society. Vrea să fie cei care dau ritmul în această societate. When it comes to education, when it comes to health, when it comes to all these areas, cei care dau tonul în ceea ce înseamnă sănătatea, educația, în toate aceste aspecte. But sometimes we find ourselves to be the tail
of this society to follow every trend, everything that is new, because we think, oh, somehow this will lead us to the future, to some development. It's new, it's nice. It's, we follow sometimes the world. Instead, the world follows us. Însă, din păcate, se întâmplă de multe ori să fim coada și nu capul și să urmărim toate aceste trenduri noi care apar, care ni se pare nouă că ne duc spre ceva mai bun. Și astfel ajungem să urmăm noi lumea în loc ca lumea să ne urmeze pe noi. And you can assume that this is not God's will. Și vă puteți da seama că nu aceasta este voia lui Dumnezeu. Because if you read 1 Peter chapter 2 from verse 9, pentru că dacă citim din 1 Petru capitolul 2 de la versetul 9, you will see what is our identity. Vom vedea care este de fapt identitatea noastră. You are a chosen generation. Suntem o seminție aleasă. Apply these words today to you, to your movement. Aplicați aceste cuvinte astăzi bisericii din care faceți parte, mișcării acestei. Adventist movement. Mișcării adventiste. Are we a chosen generation? Suntem o seminție aleasă? What do you believe? Ce credeți? It's not about what I believe. Nu este vorba despre ce cred eu. What about you? Ce crezi tu? How do you view yourself? What do you think about yourself? Cum te vezi tu pe tine însuți? Ce crezi despre tine? Are you part of a movement that is always striving for something new? Ești parte dintr-o mișcare care în permanență caută ceva nou? Do you see yourself? Do you have the impression, if you think about yourself, that you belong to a chosen generation? Gândindu-te la tine, ai convingerea aceasta că faci parte dintr-o seminție aleasă? And if you continue in this text, you will see what does it mean to be chosen. Dacă citim mai departe în acest verset, vom vedea ce înseamnă să fii ales. Peter says it means to be holy. Petru spune că înseamnă să fii sfânt. Is there somebody who is gifted with tongues? Este cineva care are darul limbilor? What is the word holy in Romanian language, holy? Care este cuvântul pentru sfânt în limba română, pentru holy din engleză? Sfânt. Sfânt. Close by. Sfânt. Yeah, I said this. Asta am spus și eu. Sfânt. Something like that. Something like that. You know, I don't know whether there is a root word for sfânt. Nu știu care este rădăcina din română a cuvântului sfânt. What is there any meaning behind sfânt? Like saint. Sfânt, saint. Sfânt. Saint. Sfânt. Okay. No, I'm just making a parallel, but I don't know the root word. Okay, you don't know the root word. So, fortunately, we know the root word in Hebrew. În ebraică știm care este rădăcina acestui cuvânt. The language that Jesus used and Peter used. În limba pe care Iisus și Petru au folosit-o. Although, Greek or Hebrew? Hebrew. Hebrew, în ebraică. They were Hebrew, but they wrote in Greek. I see. But they talked in Hebrew, in Aramaic. Right. So the real word for holy means actually kadosh. Cuvântul pentru sfânt în ebraică este kadosh. And the literal meaning. Iar înțelesul literal means to be separated. Este a fi separat. To be separated. A fi separat. That's the reason why Sabbath is holy. De aceea sabatul este sfânt. It's a day like any other day. Este o zi ca oricare alta. 24 hours. Are 24 de ore. Sun, night, lumină, întuneric. Everything is the same like Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. La fel ca luni, marți, miercuri, joi. There's only one difference to all the other days. Este însă o singură diferență față de celelalte zile. And this is that God himself separated Sabbath from all the other days. Anume, faptul că însuși Dumnezeu a pus deoparte sabatul de celelalte zile. This is what makes the Sabbath holy. Asta face ca sabatul să fie sfânt. The same with you and I. La fel stau lucrurile și cu dumneavoastră și cu mine. Chosen generation, a holy nation. Când what makes us holy? O seminție aleasă, un neam sfânt, ce anume ne face sfânt? Sfinți. We look like the other people. Arătăm exact ca ceilalți oameni. We are not much smarter than other people. Nu suntem mult mai inteligenți decât ei. We are like other people. What makes suntem us holy? La fel ca ei, însă ce ne face sfinți? Maybe you look
more like a holy man or a holy woman. Poate că arătăm mai mult, you know, in, ca un bărbat sau ancient, ca o femeie sfântă. In ancient pictures you see always holy people with something like this, with a corona on their heads. În imaginile din antichitate vedem un bărbat sau o femeie care au o corona deasupra capului. Yeah. You know, corona is a word for sun. Corona este un cuvânt pentru soare. It's actually the word for sun. Cuvântul pentru soare. So crown, yes. Coroană. And so do we have a crown? Do we have a corona here? Avem o coroană deasupra capului? What makes you and I holy? Ce anume ne face sfinți? There's only one reason. Este un singur lucru. Because God has chosen you and set you aside. He separated you from all the other people. Faptul că Dumnezeu ne-a ales și ne-a pus deoparte, ne-a separat de ceilalți oameni. You are called a called people. Ecclesion. Suntem un neam ales, chemat. Ecclesion, ecclesia. There's the word kaleo. De aici apare cuvântul kaleo. It means calling in Greek. Calling. Chemare, I call you. În limba greacă. Eu kaleo. Te chem. Ek means out. Ek înseamnă afară din. Kaleo means calling. You are called out of all the other kaleo people. Înseamnă chemare. Noi suntem chemați afară din această mulțime de oameni. So when you continue to read what Peter says about this chosen generation. Și dacă este să continuăm ce scrie Petru despre această seminție aleasă? It says we are peculiar. You are peculiar. What does it mean peculiar? Petru spune că suntem niște oameni deosebiți. Ce înseamnă lucrul acesta? In some translations it says special. În anumite traduceri cuvântul este special. You see, in our times we have the trend not to be peculiar, to be common like everyone. În tradiția noastră căutăm cumva să nu fim special, să nu fim deosebiți, să fim la fel ca ceilalți. That's funny somehow. Everybody wants to look for something new, to have a new look. Și este oarecum și amuzant pentru că căutăm cu toții să avem un look nou, să avem ceva to nou. To look special? Să părem speciali. But everybody looks the same. Dar toată lumea arată la fel. That's funny. E amuzant. There's a special trend here, special trend there, but you can travel in any country. You see the people are look everywhere the same. Da, este o modă aici, o modă dincolo, dar putem merge peste tot în lume, oamenii arată cam la fel. Now, the question is should we be trendsetters? Și întrebarea este dacă ar trebui să fim formatori de opinie, noi să dăm tonul, să dăm trendul. Yes. Da. If it comes to representing the character of God. Cu condiția să fie vorba despre a-l reprezenta pe Dumnezeu, a reprezenta caracterul lui. And this touches every part of our life. Iar lucrul acesta afectează cumva toate aspectele vieții noastre. What we eat? Ce mâncăm? How we look like? Cum arătăm? How we talk, how we speak? Cum vorbim? How we treat people? Cum ne purtăm cu oamenii? How we deal with our wives and our husbands, cum ne purtăm cu soția, cu soțul, how we educate, cum educăm, health matters, în problemele de sănătate. And yes, we should be trendsetters somehow in these cases. Da, într-o anumită măsură, în aceste cazuri, ar trebui să fim formatori de opinie. But should we focus primarily to see whether we are part of a new development. Însă ar trebui să ne gândim în ce măsură suntem parte unui nou pentru formarea unui nou trend. If you open with me the book of Jeremiah, dacă deschideți împreună cu mine Biblia în cartea Ieremia. In chapter 6 there is an amazing Bible text. În capitolul 6 este un verset uimitor. In chapter 6 verse 16. Capitolul 6 versetul 16.
And it says, thus says the Lord. Aici spune, așa vorbește Domnul. Stand in the ways and see. Stați în drumuri, uitați-vă. And ask for the old path. Și întrebați care sunt cărările cele vechi. So I see most of you, you know the Bible by heart. Văd că mulți dintre dumneavoastră știți Biblia pe din afară. Never believe an Adventist pastor. Nu, să nu credeți niciodată un pastor adventist. Except decât dacă he tells you the truth. Vă spune adevărul. Now some people may say, "Oh, what has he said?" Și poate unii se întreabă, "Vai, dar ce a spus?" You know, when I was a district pastor, sometimes I did some provocations to the young people. Uneori când mă aflam în district și lucram ca pastor, îi provocam uneori pe tineri. I told them, for example, our young groups and our youth, I told them always never ever marry an Adventist. Uneori le spuneam tinerilor să nu vă căsătoriți niciodată, dar niciodată cu un băiat sau cu o fată adventistă. Never. Niciodată. Except decât dacă he's converted. Este convertit sau este convertită. Never marry an Adventist. Nu te căsători niciodată cu un băiat sau cu o fată adventistă. Except he's or she is converted. Decât dacă el sau ea este convertit. Because if not, dacă nu, you are in trouble. Atunci vei avea necazuri. I tell you. Îți promit, îți spun asta. And you will curse the day when you decided to marry. Și vei blestema ziua în care te-ai hotărât să te căsătorești. But if you wait for God, însă dacă ai răbdare și îl aștepți pe Dumnezeu, that you give him the permission, și dacă îi oferi lui permisiunea to choose, să aleagă, because he's much better in choosing than you can ever be, pentru că el poate să aleagă mult mai înțelept decât tine, it will be like the Garden Eden. Atunci va fi ca în grădina Eden. So you can choose. Vei putea alege. Never marry an Adventist. Nu te căsători niciodată cu un băiat sau cu o fată adventistă. Except he or she is converted. Decât dacă este convertită. So, it says, see and ask for the old path where the good way is. Și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună. This Bible text by inspiration says, where is the good way? Where do you find the good way? Și versetul acesta prin inspirație ne spune care este calea cea bună, unde o găsim? Sleeping or dead? Ați murit sau ați adormit? Where do we find according to inspiration the good way? Ce spune aici Biblia, conform inspirației, unde găsim calea cea bună? Front of us or back behind? În fața noastră înainte sau în trecut? It says, go to the old path and see what the good way is and walk in it. Spune, uitați-vă care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună, umblați pe ea. Now, then you will find rest for your souls. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Have you noticed that our society, who is always striving for something new, they are never satisfied? Ați văzut lucrul acesta, anume faptul că societatea caută în permanență ceva nou. Nu este niciodată satisfăcută, împlinită. There's something new. Wow! A apărut ceva nou. Wow! After you are somehow bored, you are looking for more. Trece lucrul respectiv, te-ai plictisit și vrei mai mult. For something new. Vrei altceva nou. Newer than the new. Ceva și mai nou decât ce a fost nou. You will never be satisfied if you always are striving, if you are striving for something new. Niciodată nu vei fi împlinit. Nu vei fi satisfăcut dacă în permanență cauți ceva nou. The Bible says, then you will find rest for your souls. Biblia spune, atunci veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. When you turn, când vă veți întoarce. You know, it's interesting. Conversion, to convert. Ideea de convertire. Sorry that I bore you with Greek and Hebrew words, but sometimes îmi pare că vă plictisesc cu ebraică și cu greacă. It's so interesting. Dar uneori este foarte interesant. To repent. Să te pocăiești. The Greek word is metanoia.
Cuvântul grecesc este metanoia. It means word by word. Cuvânt cu cuvânt înseamnă around. Să te întorci 180 degrees. La 180 de grade. This means repent, convert. Asta înseamnă să te pocăiești, să fii convertit. In which direction? În ce direcție? The Bible says by inspiration, turn around and look for the old path. Biblia prin inspirație ne spune: întoarceți-vă și căutați cărările cele vechi. And look for the good way. Și acolo căutați calea cea bună. Because this way will lead you into the future. Pentru că această cale vă va conduce spre viitor. If you don't know the past, you will never know the future. Dacă nu cunoști trecutul, nu vei putea cunoaște nici viitorul. If you have the wrong idea about the past, dacă ai niște concepții greșite cu privire la trecut, you don't understand what is now and in the future. Nu vei înțelege nici prezentul și nici viitorul. Example? De exemplu, evolution. Evoluția. They don't understand the past. Evoluționiștii nu înțeleg trecutul. They don't understand the future. Și de aceea nu înțeleg nici viitorul. Would they look for the good way in the past? Dacă ar căuta calea cea bună în trecut, or like it says, the old path, and would see what is the good way, and would they walk in it? Dacă s-ar uita la cărările cele vechi, ar căuta acolo calea cea bună și ar umbla în ea, they would find rest. Atunci oamenii aceștia ar găsi odihnă. But our society is in unrest. Însă societatea noastră nu are liniște, nu are odihnă. Now look at the Bible what it says. Priviți ce spune Biblia. But they say we will not walk in it. What verse? Dar ei răspund: nu vrem să umblăm pe ele. Now remember the quotation that I read this morning from Ellen White. Amintiți-vă, vă rog, pasajul pe care l-am citat în dimineața aceasta din We have nothing to fear for what? Nu avem niciun motiv să ne temem. Pentru ce spune acolo? We have nothing to fear for the future. Nu avem niciun motiv să ne temem de viitor. Except decât we forget what? Să uităm how God led us in the past. Modul cum Dumnezeu ne-a condus în trecut. So don't focus on the future. Nu vă concentrați pe viitor. Go back and see how where is the good way in the past. Întoarceți-vă și căutați calea cea bună în trecut. If the people would do this, dacă oamenii ar face asta, everybody would keep the Sabbath. Cu toții ar ține sabatul. There would be no evolution. Nu ar mai exista evoluționism. There would be less suicides. Ar fi mai puține suiciduri. Our society is heading into the future without knowing our past. Societatea noastră merge cu toată viteza spre viitor fără să cunoască trecutul. We have nothing to fear for the future as God's people. Nu avem niciun lucru de care să ne temem în viitor ca popor al lui Dumnezeu. And especially young people, please. Și mai ales mă adresez acum tinerilor, vă rog. You are a chosen generation. Sunteți o seminție aleasă. You don't have to follow everything that sounds new. Nu trebuie să vă luați după tot ce pare nou. Because actually you will not be able to discern what is good and not good if you have not found the good path in the back behind you. Și asta pentru că nu veți putea să discerneți între bine și rău dacă nu ați găsit mai întâi calea cea bună din trecut. We have to turn around. Este nevoie să ne întoarcem. We have to go back and see for the old path. Trebuie să căutăm în trecutul nostru calea cea bună. And now my final and most important thing I want to tell you at the end of this meeting. Cel mai important lucru pe care aș vrea să vi-l spun la încheierea acestei întâlniri. Right now este că în acest moment, in our society, în societatea noastră, everywhere, peste tot, even the churches are now following the same direction. Chiar și bisericile urmează cumva aceeași direcție. The basic values, the foundational values of our societies seem to crumble down like a building that was valorile fundamentale, valorile pe care a fost construită societatea, acum par să se prăbușească așa cum se prăbușește o clădire. What we need
very urgently. Ceea ce avem nevoie de urgență is a foundation, este să avem o temelie that does not change, care să nu se schimbe. When the whole world says change, atunci când lumea întreagă strigă schimbare, we need people who say, who are standing firm, avem nevoie de oameni care să stea în picioare and do not change, cu hotărâre și care să nu se schimbe. Do you remember how President Barack Obama won his presidency? Vă amintiți cum și-a câștigat președintele Barack Obama mandatul? What was his slogan? Care era sloganul lui? Change. Schimbare. Yes, we can. Da, putem. And now you see what happens. Și vedeți acum ce se întâmplă. America is about to be destroyed in civil war. America este pe cale să fie distrusă de un război civil. Because of change. Din cauza schimbării. Everything changes. Totul se schimbă. And this was the country, the first and the only country that put the Bible in its constitution. Și când ne gândim că aceasta a fost țara, singura țară care a avut Biblia în Constituție. And you see what change has done. Și vedem ce schimbare a făcut. Everything is possible today in America. Astăzi orice lucru este posibil în America. Absolut orice lucru. Gender mainstreaming. Gender? Mainstreaming. That is? Gender. Mainstreaming. There's no other word for? Maybe rephrase. The exchange of the equality of genders. Egalitatea între sexe. And yeah, the people know what I mean. Like changing genders. Schimbarea sexelor. And by the way, do you know how many genders there are right now? Știți how many câte genuri sunt acum? No. 5, 6, 82. 82. Just 10 years ago there were 2. În urmă cu 10 ani erau doar 2. Now there are 82 genders. Acum 82 de genuri. The world has become insane. Lumea a nebunit. Because of change. Din cauza schimbării. What God needs most this time are people who are chosen to stand firm as a rock. Lucrul de care Dumnezeu are nevoie acum sunt oamenii care sunt dispuși să stea pe poziție, hotărâți ca o stâncă. People who cannot be moved. Oameni care nu pot fi mișcați. By some new trends. De un trend nou. People who know what is the will of God. Oameni care cunosc voia lui Dumnezeu. Open with me Hebrews chapter 12:25. Vă rog să deschideți în cartea Evrei capitolul 12 versetul 25. The Bible tells us that very soon. Biblia ne spune că în curând. And I believe the time has already begun. Foarte curând și cred că timpul acesta deja a sosit. That God's word will shake the whole earth. Cuvântul lui Dumnezeu va cutremura întregul pământ. In Hebrews 12:25 you read, see that you do not refuse him who speaks. În Evrei 12:25 ni se spune, luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește. Do you remember what we heard this weekend? Vă amintiți ce am auzit acest weekend? Friday evening. Vineri seara. Whoever has ears, hear. Cine are urechi de auzit, să audă ce spune Duhul bisericii. God speaks. Dumnezeu vorbește. And now you will see that Paul says that we should be careful not to refuse the voice of God. Și aici Pavel ne spune ca nu cumva să refuzăm să ascultăm glasul lui Dumnezeu. Because when we do this, pentru că atunci când facem asta, for if they did not escape who refused him who spoke on earth, căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, much more shall we not escape if we turn away from him who speaks from heaven. Cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri. Now 26. Versetul 26, vă rog să fiți atenți. Whose voice, God's voice,
whose voice then shook the earth. Al cărui glas a clătinat atunci pământul. But now he has promised, saying, și care acum a făcut făgăduința aceasta. Yet once more I shake not only the earth, but also the heavens. Voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Now Paul explains what he's now talking about. Pavel explică la ce se referă. He says there will be a time in the future when God will shake the earth, the whole earth. Că în viitor va fi un timp când Dumnezeu va zgudui întregul pământ prin cuvântul lui. He says 27. Now this yet once more indicates the removal of those things that are being shaken. Versetul 27, cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. So that the things which cannot be shaken may remain. I read it. I read it. You already read it. Yes. Good. Do you understand? Înțelegeți acest lucru? God will shake the earth. Dumnezeu va clătina pământul. God will shake our church. Dumnezeu va clătina biserica noastră. And Paul says he will do it so that only those who cannot be shaken will remain in the church. Și Pavel spune că Dumnezeu va face acest lucru tocmai pentru ca să rămână în biserică aceia care nu pot fi clătinați. Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Now the question is, întrebarea care se pune acum, not will there be a shaking? Nu este dacă va fi o clătinare. The question is when there will be a shaking. Întrebarea este atunci când va fi această clătinare. Or some people say to the shaking sifting. Sau unii spun la această clătinare cernere. It's also a kind of shaking. Este tot un fel de clătinare. The question is, do I know? Oare știu? How to stand firm? Cum să rămân în picioare? The Bible tells us we shall hold fast. Biblia spune că trebuie să ne ținem strâns. We shall hold fast to the confession of hope unchangeably. It's Hebrews 10:23. Evrei 10:23, o să citesc imediat. Let us hold fast to the confession of hope unchangeably. You see, unchangeably, this is the plan of God, not change, unchange. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre. Iar în engleză este folosit un cuvânt care redă ideea de neschimbător. Do we have the courage? Are we bold enough? Avem oare curajul? Suntem suficient de îndrăzneți? To stand firm and are willing not to change when everybody shouts change, change, new, new, change, change. Să ne menținem poziția și să nu ne schimbăm într-un timp în care toată lumea strigă și promovează schimbarea. You know, there is something new, a new way. De fapt, este ceva nou, o cale nouă. Hebrews 10:20. Evrei 10, versetul 20. 19:20. 19 și 20. Therefore, brethren, astfel dar fraților, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, by a new and living way, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o el, which he inaugurated for us, yes, through the veil, through the veil, prin perdeaua dinăuntru, that is his flesh, adică trupul and său. Since we have a great priest over the house, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, let us draw near with sincere heart in the full assurance of faith. Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, having our hearts sprinkled clean from evil conscience, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău, and our bodies washed with pure water, și cu trupul spălat cu apă curată. Then he repeats, după 23, care, în versetul 23, repetă. Let us hold fast. Să ținem fără șovăire. So there's something that you can grab.
este un lucru de care te poți prinde. And when God will shake the earth and the church, și atunci când Dumnezeu va clătina pământul și biserica, you will not be moved. Tu nu vei fi clătinat. What is it? Care este acest lucru? Hebrews chapter 6. Evrei capitolul 6. From verse 19. De la versetul 19. Where Paul says, aici Pavel spune, we have an anchor. Că avem o ancoră. And he says we have an anchor of hope that reaches not in the first department of the sanctuary, but in the second department of the sanctuary. Avem o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul templului, nu în prima încăpere, ci în cea de-a doua. Do you understand what he's talking about? Înțelegeți aici la ce se referă? That's important. Este foarte important. In 1844, when God established the prophetic movement, atunci când Dumnezeu a înființat această mișcare profetică, Jesus went from the first department to the second department in 1844. În anul acesta, conform profeției, Iisus a ieșit din prima încăpere și a trecut în cea de-a doua încăpere a sanctuarului din ceruri. Do you know what I'm talking about? Știți la ce mă refer? Okay. Bun. So when Jesus, it's Daniel chapter 7:10, the thrones were moved from the first department to the second department. În Daniel capitolul 7 versetul 10 vedem acesta cum tronul se mută din prima încăpere în cea de-a doua. From the daily service to the yearly service, the thrones. Tronurile se mută din prima încăpere în cea de-a doua, de la serviciul zilnic la cel anual. From the daily service to the yearly service, Yom Kippur began. Atunci începe ziua ispășirii. The book of Revelation is talking about what happens there. Cartea Apocalipsa vorbește despre ce se întâmplă acolo. In chapter 14 verse 4. În Apocalipsa 14 versetul 4. It says that the 144,000, they are following the Lamb wherever he goes. Spune că cei 144,000 îl urmează pe miel oriunde merge. Do you remember this Bible text? Vă amintiți acest verset biblic? So where did Jesus go from the first department to the second department? When? 1844. În ce an a mers Iisus din prima încăpere în cea de-a doua, în 1844? The Bible says the remnant, they are following him. Și acolo spune că rămășița in the second department. Merge după el în cea de-a doua încăpere. All in 1844 when there was the great disappointment. În 1844 când a fost acea mare dezamăgire. All who did not follow in the second department. Toți aceia care nu l-au urmat pe Iisus în cea de-a doua încăpere were shaken out and went back to their churches. S-au clătinat, au căzut și s-au întors în bisericile lor. Now Paul says in Hebrews chapter 6 that our anchor, that heaps, what is an anchor? What Pavel is an spune anchor? În Evrei capitolul 6 că ancora noastră, ce este o ancoră? What is it? An anchor. Ce înseamnă o ancoră? The anchor on a ship, what does the anchor ancora do? Pe un vas, ce face? It keeps you on the position where you throw the anchor. Te ține în poziția în care o arunci. When there is a storm, și atunci când vine o furtună, când bat valurile, the ship
Let it go. Tot ceea ce se află sub imperiul schimbării trebuie lăsat. Focus now on the things that do not change. Trebuie să ne concentrăm acum pe lucrurile care nu se schimbă. Because it will give you some stable position. Pentru că aceste lucruri ne vor oferi stabilitate. You know, this is exactly what God is talking about in Revelation 14:12. Exact despre acest lucru vorbește Dumnezeu în Apocalips 14, versetul 12. When it says, here is the patience of the saints. Unde spune că aici este răbdarea sfinților. Have you ever thought about why this sentence starts with here? V-ați gândit vreodată de ce această propoziție începe cu cuvântul aici? What is here? Is it the same in your language? Yes. It says here is aici the patience of the saints. Why does it start with here? De ce începe versetul cu aici? What is here? Ce este aici? Here. What aici. Is it? What is it? Ce este? Here. Adverb. Place. It's a position. Este o poziție. Here is the answer to what question? Aici este răspunsul pentru care întrebare? Where? Unde? This is what people are asking right now. Exact. Where? Asta întreabă oamenii acum. Where are God's people? Unde este poporul lui Dumnezeu? I know many people from other churches. They are looking for God's people. Cunosc mulți oameni din alte biserici care caută poporul Where's lui Dumnezeu. The truth? Unde este adevărul? Where do I find God more Unde closely? Găsesc pe Dumnezeu? Unde pot să mă apropii de El? They are looking so many. There are millions of people looking, searching. Oamenii where? Aceștia where? Caută. Where? Sunt milioane de oameni care în permanență caută și se uită unde. And God gives the answer. Și Here. Dumnezeu răspunde și spune aici. Here is the answer to where. Aici este răspunsul pentru unde. So what is the position? Care este what dar, is here? Deci poziția. Ce este aici? Now in English it says patience of the saints. În engleză se vorbește despre răbdarea sfinților. And I promise you when we finish here nobody will bother you again with Greek words and Hebrew words. Vă promit că după ce terminăm aici nu o să vă mai bâzie nimeni cu cuvinte din greacă și ebraică. But we have to go deeper than just the surface. Însă trebuie să săpăm mai mult, să mergem patience. Dincolo de suprafață. Răbdare, what is it acesta, in Romanian language? Patience. Răbdare. Răbdare. Yes. What does it mean? Patience. Okay. This is what root, I don't know the root word. Okay. Does anybody know? Is there a meaning behind răbdare? Știe cineva care este rădăcina cuvântului răbdare? Care este înțelesul? Maybe it comes from endurance. Now. This is the reason why it's good that you sometimes take a dictionary. De asta este bine ca uneori să punem mâna pe un dicționar. In Greek, în greacă, hypomone. Hypomone. Meaning, care înseamnă hypo under, este un cuvânt format din două cuvinte, mone, această rădăcină. Hypo înseamnă sub și mone. Hypo under? Yes, mone. Mone. Stay. Mone înseamnă a sta. Together, împreună, you stay under. Înseamnă să stai sub. Under what? Sub ce? Continue reading. Continuăm să citim. Here is the patience of the saints. Aici este răbdarea sfinților. Here are the saints who stay under. Aici sunt sfinții care stau sub. What? Sub ce? Continue reading. Continuă. Under? Continuați să citiți. Sub? The commandments of God. Poruncile lui Dumnezeu. And the testimony of Jesus. Și mărturia lui Isus. The spirit of prophecy. Spiritul profetic. What we studied this morning. Exact ce am studiat în dimineața asta. This is where they stay. This is their position. Aici stau ei. Asta este poziția lor. You cannot move these people. Oamenii aceștia nu pot să fie mișcați. They are stable. They have a position, a firm foundation. Oamenii aceștia sunt bine înrădăcinați. Au o poziție, au o temelie hotărâtă. The woman in Revelation 12, where is she standing? What is the foundation of the woman in Revelation 12? Care este temelia pe care este așezată? She's standing on? Pe ce stă ea?
The moon, stă pe lună. Which is the prophecy, a picture profeția, for prophecy. O imagine pentru profeție. You have the more sure word of prophecy. Avem cuvântul întărit al profeției. And it's good to take heed. Și este bine să-l ascultăm. And this is what the people don't understand. Asta nu înțeleg oamenii. Prophecy, no glue. Profeția nu are lipici. They talk about Black Lives Matter, they talk about women rights, they talk about everything. Se vorbește despre drepturile oamenilor de culoare, despre drepturile femeilor, despre o mulțime de alte lucruri. But they have not the frame, the prophetic frame to put these things into a frame. Cadrul dat de profeție, cadrul care ne ajută să înțelegem mai bine aceste lucruri. Here is the patience. My question to you is, dear friend. Aici este răbdarea și vreau să vă întreb, iubiți prieteni. Does this somehow sound that is a prescription of your life? Oare lucrul acesta sună ca și când ar fi o descriere a vieții tale, o prescriere a vieții tale? Do you have a firm foundation? Ai oare o temelie sigură? Are you hypomone? Are you staying under the law and under the guidance of the spirit of prophecy? Te afli sub lege și sub călăuzirea Duhului Sfânt? If not, dacă nu, you will be shaken. Atunci vei fi clătinat. That's our only chance. Este singura noastră șansă. To make a decision. Să luăm o decizie. Today. Astăzi. Not to follow every new trend and every thing that changes. O decizie de a nu urma orice trend nou și orice lucru care se schimbă. Do I belong to the remnant people? Aparțin cu adevărat poporului rămășiței? Do you belong to a chosen generation? Aparții cu adevărat unei seminții alese? Not theologically. Nu din punct de vedere teologic. In real life. În viața de zi cu zi. Who is your guide? Cine este călăuza ta? Who are you following? Pe cine urmezi? Think about this. Gândește-te la acest lucru. The final great conflict. Lupta finală is about the nature of God's law. Are în vedere natura legii lui Dumnezeu. And we are now in the final phase of this controversy. Și suntem în ultima etapă a acestei bătălii. And everything is about the character of God. Iar totul are legătură cu caracterul lui Dumnezeu. It's about fact or fact. Fact. Fact or fiction. Întrebarea este dacă este adevăr sau ficțiune. Bible or tradition. Este biblic sau este o tradiție. Human or divine power. Este o putere omenească sau divină. Obedience or rebellion. Este ascultare sau este răzvrătire. Where do you place yourself in this conflict? Unde te afli tu în acest conflict? I believe that God has a powerful young chosen generation. Cred că Dumnezeu are o generație tânără, puternică, aleasă. Sitting here in this tent. Care este aici în acest corp. Standing outside. Și care stă afară. But don't underestimate what is coming. Însă nu subestimați ceea ce urmează. The answer to liberalism is not conservatism. Răspunsul la liberalism nu este conservatorismul. The fragmentation of the church will end where we focus on the word of God and on the spirit of prophecy. Fragmentarea bisericii va înceta în momentul în care ne vom concentra pe cuvântul lui Dumnezeu și pe spiritul profetic. Thus, God's will has priority in your life. Oare are voia lui Dumnezeu prioritate în viața ta? And we want to close with a promise. Și vrem să încheiem cu o promisiune. That was given to every church in every time. Care a fost dată fiecărei biserici în fiecare vreme. He who overcomes. Celui ce va birui. He who overcomes. Celui ce va birui. And in Laodicea the promise is he who overcomes will sit on my throne. Cel ce va birui, se spune în dreptul bisericii din Laodicea, va sta cu mine pe scaunul meu de domnie. I have overcome and I sat on my father's throne. Așa cum eu am biruit și am stat cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Ellen White said the foundation of God's leadership in your and my life is the law of love. Ellen White spune că temelia conducerii lui Dumnezeu în viața noastră
este legea dragostei. There is a promise that we can be overcomers. Este o promisiune făcută care ne spune că putem fi biruitori. But only if you have a firm foundation. Dar numai dacă temelia este solidă. Actually the Bible says Jesus Christ is the rock. De fapt Biblia spune că Iisus Hristos este stânca. Standing on the rock. Stăm pe stâncă, stau pe adevăr. Jesus does not change. Iisus nu se schimbă. He's the same yesterday, today, in eternity. El este același ieri, astăzi și în veșnicii. I think if there would be a young people movement right now in Romania. Cred că dacă ar fi o mișcare de tineret acum în România, willing to be under to be hypomone under the law of God and under the guidance of the Spirit. Să fie sub, să fie supusă legii lui Dumnezeu și călăuzirii Duhului Sfânt. There will be a great revival in Romania. Atunci o mare redeșteptare am experimentat în România. Don't wait for a revival. Nu așteptați o redeșteptare. Be the revival. Fiți o redeșteptare. Don't wait for something that comes in the future. Nu așteptați ca un lucru de genul acesta să apară în viitor. Be it now. Ci trăiți-l în acest moment. I want to kneel at the end of this meeting. I want to kneel down. Aș vrea să mă plec pe genunchi la sfârșitul acestei întâlniri. And I want to ask if there's someone in this tent or maybe at the side of this tent. Și aș vrea să întreb dacă este cineva în acest cort sau în afara cortului who has never made the decision. Cineva care niciodată nu a luat această decizie to give his heart completely without restriction to Jesus. Să își ofere inima într-un mod deplin fără nicio rezervă lui Hristos. I want to ask you to stand where you are. Dacă este o astfel de persoană, not for me. O invit să se ridice acolo unde but este. But only those who have never made a decision to completely give his heart or her heart to God. Doar pe aceia care nu au luat niciodată decizia aceasta de a se preda în mod deplin lui Dumnezeu. Is there anybody who says I want to take this decision today? Este cineva care vrea să spună vreau să iau decizia aceasta astăzi. This is no psychological trick. Nu este vorba de vreun truc psihologic. It's just a question. Este doar o întrebare. I don't want to miss this opportunity. Nu vreau să ratez această ocazie. To go back and Jesus one day says, why didn't you have asked somebody? Să mă întâlnesc cu Iisus într-o zi și el să-mi zică, de ce nu ai întrebat pe cineva? Is there anybody who wants to recommit his or her life now to be willing to submit to hypomone, to be under the law, to be obedient and to follow Christ's spirit whatever he may tell you? Și aș vrea să mai întreb un alt lucru, dacă este cineva care aș vrea să-și reconsacre viața lui Dumnezeu, care vrea să fie supus legii lui și călăuzirii Duhului Sfânt. There's one. Este aici o persoană în spate. God bless you. Domnul să vă binecuvânteze. And I know that there are people here in this room who are not bold enough. They think maybe I'm too shy to, but I repeat, you don't have to show it in public. Știu că sunt oameni aici mai timizi care poate nu îndrăznesc să se ridice să facă o astfel de decizie în public. But if you have never committed your life to Jesus. Însă vreau să repet, dacă niciodată nu v-ați dedicat viața lui Isus. Please don't wait too long. Vă rog, nu întârziați. This is no pressure, no fear, no fear driven. Presiune. Don't wait too long. Nu trebuie să fim motivați de teamă, însă nu așteptați prea mult. Today when you hear his voice. Biblia spune: astăzi, dacă auziți glasul lui, don't harden your heart. Nu vă împietriți inimile. We have nothing to lose. Nu avem niciun lucru de pierdut. We have nothing to fear. Niciun lucru de care să ne temem. Except one thing. Decât de unul singur. That we forget the good way. Să uităm calea cea bună. God has prepared peace and rest for you. Dumnezeu a pregătit pace și odihnă in pentru noi. Unrestful world. În această lume neliniștită. I would like to kneel down. I don't know about you. Maybe it's too hard for your knees, but I would like to kneel down and to ask God that he will seal our decision.
aș vrea să îngenunchez și aș vrea să îl rog pe Dumnezeu să sigileze această decizie noastră. Whether you have recommitted your life or whether you have it done the first time. Fie că v-ați dedicat viața pentru prima oară, fie că ați rededicat-o lui Dumnezeu. Whoever wants to kneel, it's your decision. Dacă poate cineva să îngenuncheze, poate să facă lucrul acesta. Our dear Lord Jesus. Bunul nostru Domn Iisus. In this very moment, we come to you. Venim înaintea ta chiar în acest moment. At the throne of God where you are now serving as our high priest. Înaintea tronului lui Dumnezeu unde tu în acest moment slujești ca mare preot. Thank you that you have given us something that is not movable, that cannot be shaken. Îți mulțumim pentru că ne-ai dat un lucru neschimbător care nu poate fi clădinat. It's the more sure word of prophecy and actually your commandments. Cuvântul și mai tare al profețiilor și poruncile tale. You are the rock of salvation. Tu ești stânca mântuirii. You are the best and most trustful foundation that anybody can find. Tu ești cea mai bună și cea mai de încredere temelie pe care o poate găsi cineva. In this very moment we want to ask you that you will send the Holy Spirit in our lives. Vrem să te rugăm chiar în acest moment să trimiți Duhul Sfânt în viețile noastre. Please forgive us where we have committed sin in any line, in any way. Te rugăm să ierți păcatele noastre pe care le-am comis în diferite moduri. Please forgive where we have focused on trends, on worldly trends. Iartă-ne pentru că ne-am concentrat și am încercat să urmăm moda lumii. Help us that we will throw our anchor in the most holy place. Și ajută-ne să ne aruncăm ancora în locul prea sfânt. Lord, especially I want to pray for those who have never fully taken a decision to give their hearts to you. Vreau să mă rog în special pentru aceia care nu au luat niciodată până acum în mod deplin decizia de a-și preda inimile ție. Bless them with a special blessing. Te rog să le oferi acum o binecuvântare specială. And help them to succeed to live a life of commitment and obedience. Și ajută-i să aibă succes în a trăi o viață de dedicare și de ascultare. Thank you Lord for what you have done for us. Îți mulțumim Doamne pentru ceea ce ai făcut pentru noi. On Golgotha. Pe Golgota. Now in the sanctuary. Acum pentru ce facem sanctuar. And thank you that very soon you will come back to get us to the place that you have already prepared. Și îți mulțumim pentru că în curând vei veni să ne duci în locul pe care ni l-ai pregătit. Lord, I want to ask you for a special blessing for this youth movement impact. Vreau să cer o binecuvântare specială pentru această mișcare de tineret, pentru thank impact. Thank you for these wonderful people. Vreau să-ți mulțumesc pentru acești oameni deosebiți. Bless them and keep them. Te rog să-i binecuvântezi, să-i păzești from falling. De orice cădere. Make them as a light shining in the dark place. Fă-i ca o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Like the stars in the night sky. Ca stelele care sunt aprinse pe cerul nopții. Thank you Lord for everything that we have learned this weekend. Doamne, îți mulțumim pentru tot ce am învățat în acest weekend. We know there is much more to learn and to study. Știm că mai avem mult de învățat, mult de studiat. But we trust you that you will guide us one step at a time. Însă avem încredere că ne vei călăuzi pas cu pas. So now bless us all together, young and old. Te rugăm să ne binecuvântezi pe toți, tineri, vârstnici. That we are one step closer to your calling to be missionaries for God. Și să îți mulțumim pentru că suntem cu un pas mai aproape de a deveni misionari pentru tine. Lord, we are looking forward. Abia așteptăm să facem acest lucru. For the day when you will come back. Abia așteptăm ziua când te vei întoarce. And our prayers come soon, dear Lord Jesus. Iar rugăciunea noastră este vino curând, Doamne Iisuse. We pray in your wonderful and mighty name. Te rugăm în numele tău minunat și puternic.